Găsirea, stimați telespectatorii Televiziunii Române, am oprit un pic citirea sinaxarului pentru că duminica aceasta e tot despre un sinaxar vorba. Prăznuim duminica strămoșilor după trupa Mântuitorului Hristos și, după cum ați remarcat, dacă ați mers la biserică, astăzi ați auzit cum cutare a născut pe cutare, cutare a născut pe cutare, o evanghelie care, de fapt, nu prea încântă copiii. Tot astăzi avem și pilda invitațiilor la cină, cei care se scuză scutindu-se probabil de corvoada unei întâlniri cu un stăpân care îi cheamă pe săraci și pe șchiopi și pe orbi și pe neputincioși să umple sala de nuntă, acolo unde îi chemase pentru cină. Imaginea este foarte fermă a unei rădăcini omenești a întrupării Mântuitorului Hristos și e bine de știut că acest Iisus Hristos este Dumnezeu omul întrupat istoric în mijlocul nostru prin tot ceea ce a însemnat lanțul existenței umane înainte de Fecioara Maria. Dar avem un Dumnezeu care descoperă lumii o cină nouă la care suntem invitați și cei care stăm pe lângă garduri, amărâți și suferinți, triști și nebăgați în seamă. Cu alte cuvinte, duminica aceasta, dinaintea săvârșirii Crăciunului, nașterii Mântuitorului Hristos, ne învață că suntem ai bisericii, că era nevoie de întruparea lui Hristos pentru ca noi să putem să ne bucurăm de biserică, de o cină continuă, 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 bucuroasă, precum colindele care acum sunt convins că sună mai puternic decât nici când. Taina aceasta a duminicii este și propria construcție interioară a acestei omenități a Mântuitorului Hristos prin care intră în lume, un fel de scară de nume prin care Domnul Hristos se așează în mijlocul nostru. Nu-i de lepăda nicio pagină a Scripturii. Toate ne explică că acest Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul nostru, care în curând se naște în Betlehem. Mâine este o nouă zi.